Zisa Domnul către ucenicii săi, să nu se tulbure în voi inima voastră, aveți credință în Dumnezeu și în mine aveți credință. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, iar dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu vreau să mă duc să vă pregătesc vouă loc. Dacă mă voi duce și vă voi pregăti vouă loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, pentru ca să fiți și voi unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți și știți și calea. Zisa Toma către el, Doamne, nu știm unde te duci și calea, cum putem să o știm? Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât numai prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut. Dar de acum îl cunoaște și l-ați și văzut. Filip i-a zis atunci, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Dar Iisus i-a răspuns, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu nu m-ai cunoscut pe mine. Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne nouă pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le grăiesc eu nu le spun de la mine. Și Tatăl care se lășluiește în mine, El însuși face aceste lucruri. Credeți mie că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Zisa Domnul către ucenicii săi, să nu se tulbure în voi inima voastră. Aveți credință în Dumnezeu și în mine să aveți credință. Când omul, iubiți credincioși, are credința cea adevărată în inima sa, inima lui, Duhul lui, este în stare de pace, de liniște, de lumină, de împăcare. Când în inima omului nu este Duhul adevărului, ci este Duhul satanei, Duhul minciunii, inima este în minciună și în tulburare. Pentru că credința este mincinoasă și satanică în inima cea tulburată. De aceea Domnul poruncește clar să nu se tulbure inima voastră, adică să rămâneți în credința în mine, în Tatăl, în Duhul Sfânt, în trăimea cea adevărată, ca inima voastră să rămână netulburată. Dar ca să înțelegeți și mai bine, eu vă spun vouă, eu sunt calea, adevărul și viața. Calea aceasta, iubiți credincioși, a parcurs-o Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul Dumnezeu, care s-a făcut om, a parcurs-o pentru mântuirea noastră, din cer pe pământ, de pe pământ în iad, din iad pe pământ și de pe pământ în cer. Adică Logosul, Fiul și Cuvântul Dumnezeu din veșnicie, s-a înomenit, s-a coborât pe pământ, fără să fie o mutare în loc, cum a spus ieri, ce a rămas pe tron cu Tatăl, iar aici pe pământ, într-o bunăvoire, nu într-o mutare din loc, și a luat trupul din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și s-a smerit în pântece de fecioară, s-a smerit în peșteră, s-a smerit și mai mult în apele Iordanului, s-a smerit în întunericul mormântului, pentru că de bună voie s-a lăsat răstignit și omorât, și s-a smerit și mai mult cu smerenia lui plină de lumină, s-a pogorât în cele mai de jos ale pământului, în fundul iadului, cum se spune, și acolo, iubiți credincioși, pe toți i-a luminat, pe toți i-a eliberat, dar nu toți au vrut să accepte lumina și eliberarea, doar cei care au acceptat pocăința. Deci vă dați seama ce parcurs dumnezeiesc până în adâncul iadului, apoi să se ridice iar cu putere mare, să învie prin propria putere, o înviere nu ca a lui Lazar sau ca altor oameni, ci în dimensiunea duhovnicească a împărăției sale. Adică a înviat cu trupul duhovnicesc, nu cu un trup omenesc,
credincioși, și cu acest trup duhovnicesc a stat 40 de zile aici pe pământ și a mers printre apostoli, a mâncat împreună cu ei fagure și miere ca să le arate că este trup, este carne, sunt oase, dar transfigurate. Și după momentul învierii și 40 de zile de stat pe pământ, iată că Mântuitorul continuă calea aceasta, credincioși, de suire a firii omenești pe tronul Sfintei Trăimi și se închide cercul, a coborât, ce a sumat, a vindecat, a luminat, a înălțat și pe tronul Sfintei Trăimi firea omenească a așezat și timp de 9 zile, de la înălțare până la coborârea Duhului Sfânt, Mântuitorul Iisus Hristos trece prin cele 9 cete îngerești și se împlinește dubla profeție a cuvântului din psalm. Deschideți, boieri, porțile voastre ca să intre împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Asta se zicea, iubiți credincioși, și în Vinerea Mare, când Domnul s-a pogorât în mormânt și le-a spus stăpânilor, domnilor, căpetenilor, întunericului, să deschidă porțile ca să intre împăratul slavei și le-a sfârmat el cu puterea lui. Dar dubla profeție are și sens, iubiți credincioși, în înălțare, nu doar în pogorâre, pentru că, iată, începând de ieri, aceeași strigare profetică are sens în fiecare ceată îngerească. Deschideți îngeri, deschideți tronuri, puteri, heruvimi, serafimi, domnii, stăpânii, arhangeri și îngeri, heruvimi, serafimi, toți, deschideți boierii Domnului porțile fiecărei cete ca să intre împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavii? Domnul oștirilor cerești, Domnul puterilor, este împăratul slavii. Și în fiecare zi, câte o ceată, primește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și iată cum omul, iubiți credincioși, a primit mântuirea obiectivă prin răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și fiecare în parte, prin voință liberă, își asumă mântuirea subiectivă, primind răstignirea, învierea, propovăduirea și pe Hristos în totalitatea sa, primind în inima sa, iată că și îngerii acum se mântuiesc, fiecare ceată în parte, se mântuiesc de posibilitatea de a mai credea vreodată. Pentru că Mântuitorul, mergând și urcând și înălțându-se din ceată în ceată, stabilizează pentru totdeauna fiecare ceată în credința, în lucrarea și în voirea cea desăvârșită a Bunului Dumnezeu. De aceea Mântuitorul spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Iar calea este una singură, iubiți credincioși. Adevărul este unul singur și viața cea adevărată este una singură. Eu sunt calea. Adică, iubiți credincioși, cine vrea să vină după mine, să se lepere de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, aceasta este calea. Cine vrea să vină după mine, să creadă în mine, să se lepete de egoismul său, să-și ia crucea sa, adică asumarea virtuților, și să-mi urmeze mie în Euharistie, adică în împărtășirea continuă pentru viața ce va să vie și împărăția cerurilor. Aceasta este calea cea adevărată. Cine vrea să vină după mine, adică din cioș, adică voință liberă, eu sunt calea, adevărul. Nu există alt adevăr pe lumea aceasta decât Logosul întrupat și de Dumnezeu revelat pentru mântuirea noastră, iubiți credincioși. Toată lumea caută adevărul, nu mai căutați adevărul. Adevărul a venit, adevărul s-a revelat, adevărul s-a propovăduit. Adevărul, iubiți credincioși, nu este un ce, ci este un cine. Și acest cine este Fiul și Cuvântul Dumnezeu omenit. De aceea, credeți în Hristos, credeți în Sfânta Trăime, credeți în Biserica cea adevărată, credeți, iubiți credincioși, și nu vă mai tulburați în inima voastră. Pentru că eu sunt calea și adevărul. Nu sunt mai multe adevăruri. Este unul singur, adevărul revelat,
care apostolul au propovăduit și în fiecare biserică este mărturisit, în crezul cel adevărat, în sinoadele ecumenice statornicit, în tradiția bisericii biscupe din Cioș întărit și păstrat, și în succesiunea apostolică pe care o păstrează doar biserica ortodoxă, doar ea este una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, doar în ea se găsește și calea și adevărul. Este una, pentru că una este mireasa minelui și unica, este sfântă, pentru că sfântă este capul bisericii Hristos, este sobornicească, pentru că în soboarele ecumenice s-au statornicit dogmele și canoanele bisericii care decurg din Evanghelie și din Cuvântul Domnului, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică întemeiată pe temelia, propovăduirea și mucenicia și mărturisirea apostolilor. Deci aici este stâlpul și temelia adevărului în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, biserica ortodoxă. Și eu sunt calea, și eu sunt adevărul, și eu sunt viața, zice Domnul. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață în el însuși, va avea viață veșnică. Trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este găsit decât în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, unde este Duhul Sfânt, Duhul adevărului, unde este adevărul, acolo este și Hristos, și unde este calea, iubiți credincioși. Deci toate, vedeți cum se adună într-un singur punct. Hristos este totul întru toate. De aceea, trebuie să fiți foarte clar, foarte limpezi la minte și la inimă, să nu se tulbure inima voastră în credință, pentru că mulți vor să vă tulbure sufletele prin vorbe, prin cuvinte, prin erezii, prin rătăciri, prin amestecuri de tot felul. De aceea vă spunem să stați bine în dreapta credință, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să fim în trezvie și în iubire. Astăzi îl cinstim pe Sfântul Iustin Popovici, Sfânt al Bisericii Sârbe, marele dogmatist bisericioși al Bisericii Universale. Sfântul Iustin Popovici, când a fost sfințit, a fost recunoscut pentru valoarea lui de om al lui Dumnezeu, care și-a jertfit viața în mod ascetic, în mod mistic, în mod teologic, pentru Hristos, în Biserica lui Hristos. Sfântul Iustin Popovici spune foarte clar, iubiți credincioși, că doar în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică se găsește adevărul și harul. Restul, toate celelalte, sunt minciuni, sunt erezii, sunt schisme, fără de har, fără de Hristos. Dacă în biserica sârbă este canonizat un sfânt, este recunoscut în toată biserica universală. Dacă acești sfinți recunoscuți în toată biserica universală spun foarte clar, ca și toți ceilalți, că ecumenismul este erezia ereziilor, voi trebuie să ascultați de un sfânt al lui Dumnezeu, mare dogmatist, și nu de trompetele sistemului, indiferent câte doctorate vor avea ei. Voi trebuie să ascultați de Sfântul Iustin Popovici, care spune clar că în Europa, acum, nu mai este ateism, este idolatrie sub toate formele, idolatria banului, idolatria puterii, idolatria desfrânării, idolatria egoismului în fiecare om în parte, și idol după idol până la cel mai cumplit idol arhicon, ecumenismul. Și spune clar Sfântul Iustin Popovici că toate celelalte biserici, în afară de Biserica Ortodoxă, sunt pseudo-biserici și biserici mincinoase. Că toate celelalte credințe, în afară de credința ortodoxă, sunt pseudo-credințe și credințe mincinoase. Toate celelalte, iubiți credincioși, în afară de adevărul Bisericii Ortodoxe, sunt pseudo-adevăruri și minciuni în numele adevărului. De aceea citiți pe Sfântul Iustin Popovici, citiți arhiereii ecumeniști pe Sfântul Iustin Popovici,
Citiți teologii și preoții și monahii pe Sfântul Justin propovit, citiți din cartea lui Iubiți Credincioși împotriva ecumenismului și vedeți argumentații acolo, unde spune din toate părțile că Biserica Ortodoxă este stâlpul și temelia adevărului și toate celelalte sunt erezii. Și că sunt trei căderi mari în istorie: a dracului, a satanei, căderea lui Iuda care l-a trădat pe Hristos și trădarea și căderea papei. Dacă papa este într-o cădere asemănătoare lui Iuda și a demonului și a satanei, cum îndrăsniți voi, arhierei, mitropoliți și preoți, să-l primiți pe papa ereticul, să îl primiți ca arhiereu în neamul nostru creștinesc și românesc? Cum îndrăsniți voi, arhierei, teologi și preoți, să le recunoașteți botezul, euharistia, preoția și tainele, dacă nu doar Sfântul Iustin Popovici, ci și alți sfinți mărturisesc în decursul istoriei Bisericii și osândesc papismul și toate celelalte ca erezii? Cum aveți voi tupeul și îndrăsneala să faceți poze cu ei, să vă afișați cu ei, să-i primiți cu Sfânta Evanghelie ca pe arhierei, să-i impuneți poporului ca pe niște lideri duhovnicești adevărați? Cum aveți voi nebunia să propovăduiți ecumenismul în biserică? Cum credeți voi că la anul sau când vreți voi veți face un Paști comun între Paștele adevărat ortodox real și o sărbătoare numită Paști la papeștaș și la alții care nu este adevăratul Paști? Pentru că Paștele este Hristos, Hristos Paștele nostru, care ne trece din moarte la viață și de pe pământ la cer. Dacă nu aveți adevărul, nu aveți harul, nu aveți pe Sfânta Masă pe Hristos, nu aveți biserică, nu aveți taină, nu aveți cler, nu aveți nimic, nu aveți Paști. N-ai cum să unești și să sărbătorești ceva ce există cu ceva ce nu există, iubiți credincioși. Treziți-vă, preoți, prindeți curaj. Țineți-vă mărturisirea de credință. Propovăduiți poporului adevărul. Nu vă temeți de ce vă vine de la centru, de sus sau de oriunde vă va veni vouă ca impunere să slujiți chiar la sărbătoarea înălțării pentru eroi cu papiștaș și alte denominațiuni creștine. Sunt pseudo-creștinisme, spune Sfântul Iustin Popovici, iar Sfântul Nectarie de Echina spune clar: nu orice creștin acum este creștin, ci trebuie să spui că este creștin ortodox, premăritor al dreptei credințe. Și atunci, iubiți credincioși, în continuu vă spunem și vă pregătim să stați în trezvie, în luciditate, să citiți cărțile Sfinților Părinți. Dacă vreți să vă lămuriți, căutați cartea Sfântului Iustin Popovici împotriva ecumenismului. Vă duceți cu cartea la preot, la teolog, la monah, la starețul vostru, la arhiereul vostru, vă duceți cu cartea subliniată și spui: uitați ce spun toți sfinții. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Voi sunteți oameni care rătăciți de la credință prin ecumenismul vostru blestemat. Dacă nu vă veți trezi, veți fi osândiți întâi de Dumnezeu, apoi de sfinți și apoi de popor. Reveniți, arhierei, preoți, cărturari, teologi, reveniți la dreapta credință și tăiați orice legătură cu papismul și cu toate celelalte. Nu cumva să lucrați pe dedesubt, să înșelați poporul, ca să îi duceți într-o uniație blestemată în numele toleranței și a iubirismului și să sacrificați adevărul de credință. Că atunci veți fi într-un sistem bisericesc, veți fi într-o erezie a ereziilor, veți fi într-o comuniune cu Consiliul Mondial al Bisericilor, veți fi în orice altceva numită legiune drăcească și pan-erezie, dar nu veți fi în dreapta credință și veți face schismă și veți rupe biserica voi și îi veți spune pe creștini, îi veți împinge voi în catacombe ca să-și păzească dreapta credință. De aceea vă îndemnăm din timp pe creștinii ortodoxi: citiți tot ce puteți din Sfântul Iustin Popovici ca să vă întăriți sufletele de la învățătura curată a Bisericii și a Sfinților Părinți, ca să faceți față în vremurile amestecate și tulburi,
unde chiar lupii îmbrăcați în piei de oaie, păstori și arhipăstori, o să vă tragă în blestematul ecumenism, panerezia tuturor timpurilor. Noi să rugăm pe Domnul Dumnezeu să nu se tulbure inima noi, să stăm în dreapta credință până la sfârșitul vieții și să credem, să ne orientăm și să ne țintim mintea în împărăția cerurilor. Amin.